Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Monica Tămaș și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. 5 drumuri vor fi reabilitate cu bani obținuți prin Programul Național de Dezvoltare Locală Anghel Salini la Bughea de Jos. Administrația locală a Comunei Lărești a obținut fonduri pentru modernizarea iluminatului public. Simon Măzărache și-a îndeplinit norma, a marcat de 3 ori în meciul cu Suseni. Prin Programul Național de Dezvoltare Locală Anghel Salini, administrația locală a Comunei Bughea de Jos a obținut finanțare pentru modernizarea, asfaltarea și reabilitarea a 5 drumuri comunale și construirea unui pod. La ora actuală, proiectele se află în faza de obținere a avizelor, iar lucrările vor demara spre sfârșitul primăverii. Anul acesta vor demara lucrări de modernizare și asfaltare la 5 drumuri comunale în localitatea Bughea de Jos. Suma necesară lucrărilor provine din Programul Național de Dezvoltare Locală Anghel Salini. Este vorba despre continuarea drumului ce duce la Mănăstirea Ciocanu și străzile Gheorghe Dinică, Plăișor, Piscul Calului și Valea lui Crăsan. Tot pe Anghel Salini, anul acesta vor demara lucrările și la un pod peste Pârâul Brezoi, în imediata vecinătate a școlii gimnaziale numărul 1 din localitate. Cu aceste proiecte, administrația locală se află în faza de primire a avizelor. Prin Anghel Salini, prin programul Anghel Salini, ni s-a repartizat o sumă de circa 11.870.000 de lei pentru modernizarea 5 drumuri, printre care și drumul Ciocanu pe lungime de 901 metri pătrați, metri liniari, așa, care se prevede cu covor asfaltic și regularizare de șanțuri până în dreptul mănăstirii de la Ciocanu. Până la mănăstire. Deci, în condițiile acestea putem asigura accesul, dacă se finalizează, în condiții normale, pe covor asfaltic. Și pentru că toți suntem la capitolul acesta de drumuri, a spus că sunt mai multe drumuri care se vor face prin Anghel Salini, care sunt acelea? Da, prin programul Anghel Salini sunt 5 drumuri care se vor amenaja cu covor asfaltic. Drumul Plăișor 1400 de metri liniari, Gheorghe Dinică cu 1330 de metri, Valea lui Crăsan 223 de metri, Piscul Calului 601 metri, iar în dreptul școlii gimnaziale, chiar la magazinul existent la ora actuală, peste râul Brezoiu, se va amenaja un pod pietonal și de vehicule în lungime de 24 de metri liniari. În ce fază va afla? Acum suntem în faza de primire a avizului de la Apele Române și imediat de la Apele Române la mediu. Am depus documentația, mai avem un mic hop în sensul că ne-au solicitat cei de la Apele Române ca la culeele acestui pod să mai prevedem niște gabioane pentru protejarea malurilor stâng și drept în ale podului care va fi construit. Unul dintre cele 5 drumuri cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală Anghel Salini pentru a fi finanțat este de importanță strategică pentru locuitorii Comunei Bughea de Jos. Acesta face legătura între punctul Mlăci și cătunul Valea Măcelarului. Atunci când vremea este nefavorabilă, acest drum este impracticabil, iar copiii din această zonă, de pe Valea Bratiei, trebuie să parcurgă câțiva kilometri pe jos pentru a ajunge la școală. Iluminatul public din Comuna Lărești va fi modernizat. În acest an, toate lămpile vechi vor fi schimbate cu lămpi cu LED, care au în componența lor senzor de lumină. Finanțarea lucrării se face prin Agenția de Mediu, iar reducerea consumului de energie electrică este consistentă. Comuna Lărești va avea un iluminat public de înaltă calitate. Primarul localității a semnat un contract de finanțare cu Agenția de Mediu pentru modernizarea rețelei. Vor fi montate lămpi cu senzori pe toate străzile și străduțele localității. În această perioadă, mai precis săptămâna aceasta, vom semna contractul de lucrări,
Chiar astăzi am eliberat autorizația de construire pentru modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Lerești, proiect în valoare de 1.053.000 de lei. Banii vin de la Agenția Fondului de Mediu. Am semnat contractul anul trecut. În urma discuțiilor care le-am avut, s-a executat proiectul tehnic, s-a eliberat certificatul de urbanism, am luat avizele și astăzi am eliberat autorizația de construire pentru modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Lerești. Este vorba despre acel sistem inteligent de telegestiune și înlocuirea 340 de lămpi de pe străzile laterale. Probabil în săptămânile viitoare o să înceapă această lucrare de locuire a lămpilor și de modernizarea sistemului de iluminat. Face și extindere cu această ocazie? Sau? Nu, extinderea nu este prinsă în acest program, dar probabil o să avem alte surse de finanțare. Bun, haideți să rămânim puțin ce înseamnă această telegestiune, pentru că mulți nu înțeleg. Da, este vorba despre montarea unor aparate automatizate, o automatizare prin care se poate regla intensitatea luminii. Adică între orele, să zicem, orele 1 noaptea și 4 dimineața, când circulația este mai puțin în zonele așa, lumina se poate modifica la o intensitate mult mai mică. Am înțeles că și dacă, de exemplu, ajungi în dreptul ei, lumina se intensifică... Se intensifică pe baza unor senzori care sunt în dotarea acestor lămpi, care aduc și o economie, fiind foarte, un consum foarte redus de energie electrică, aduc și un consum redus de energie. Bun. Și asta se va reflecta în plata facturii. Un alt proiect a fost finanțat tot prin Agenția de Mediu. Este vorba despre dotarea școlilor cu aparatură digitală pentru o mai bună funcționare a actului educațional. Elevii din anii terminali care au susținut simularea examenului de bacalaureat s-au descurcat mult mai bine la proba obligatorie a profilului. Urmează testarea cunoștințelor la proba la alegere a profilului și specializării. Elevii claselor a 12-a și a 13-a au susținut pe 28 martie proba obligatorie a profilului la simularea examenului de bacalaureat 2022-2023. Subiectele sunt elaborate pe baza conținuturilor și competențelor asociate acestora, conform programelor. Prin această probă, elevii își vor verifica nivelul cunoștințelor și vor putea, în urma rezultatului, să îndrepte ceea ce au greșit. Notele nu se trec în catalog, însă vor fi discutate cu părinții și cu elevii la clasă. În Câmpul Lung sunt un număr de 5 instituții de învățământ liceal care acoperă în mare parte toate profilurile aflate în nomenclatorul didactic. A fost ok. Nu ceea ce ne așteptam, dar a fost ok. La ce te aștepți? La stat român ne așteptam noi la ESEU, dar n-a fost să fie. Peste 8, oricum, 8.50, peste 8.50. Unde? Pe mai departe, la kinetoterapie. Succes! Mulțumesc frumos! Bună ziua! Cum a fost? Ușor, adică eu m-am pregătit foarte bine. Și mă aștept la un 9.50, chiar și 10. Și sper să fie așa și la BAC, sau chiar mai ușor. Și vreau să continui la drept. A fost ușor. Ușor? Da. La cât aștepți? La notă? Da. Nu știu, peste 8. Și mai departe unde vrei să mergi? La Politehnic, la universitate. A fost greu. Cât de greu? Așa. La cât aștepți să obții? Păi, eu cred că 6-7 la matematică, la română pe 9. Și mai ai timp până în vară să... Da. Să recuperezi? Da, desigur. Unde vrei să mergi? Păi, la universitate, în Pitești. A fost destul de bine, subiectele au fost de dificultate medie, iar unele dintre ele erau puțin mai dificile, dar cu puțină concentrare și antrenament erau realizabile. La cât te aștepți? Peste 9, sper. Așa. Mai departe unde vrei să mergeți? La Politehnică, la București. Și mie mi s-a părut de dificultate relativ medie și
Sper că am făcut bine, tot așa, aproximativ un 9, sper să iau. Și... oricum ai avut timp în urmă. Da, da, da. Unde? Tot la Politehnică, la București. Bună ziua! Mie mi s-au părut niște subiecte destul de accesibile, am reușit să rezolv toate subiectele și cred că mă aștept și eu în jur de un 9. Tot la automatică, la Politehnică aș vrea să ajung. Miercuri 29 martie va avea loc proba la alegere a profilului și specializării. Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung găzduiește o expoziție tematică de carte pentru copii. Autorul care se află în centrul acestei expoziții este scriitorul danez Hans Christian Andersen. Scrierile sale, care au căpătat în zilele noastre o ilustrație bogată, se bucură și astăzi de aprecierea copiilor. În cadrul săptămânii cărții pentru copii, Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpul Lung a organizat o expoziție de carte cu povești ce poartă semnătura marelui scriitor Hans Christian Andersen. Poveștile și povestirile scriitorului danez au luminat copilăria tuturor generațiilor. Și acum ne aducem aminte de Mica Sirenă, Degețica, Rățușca cea urâtă, Crăiasa zăpezilor și multe alte povești care și astăzi, într-o formă mult mai elaborată, însoțite de desene și ilustrații, fac deliciul privitorului și cititorului. În această săptămână, la sărbătorirea Zilei Internaționale a Cărții pentru Copii, Biblioteca Municipală Câmpul Lung organizează o expoziție dedicată scriitorului danez Hans Christian Andersen, la 218 ani de la nașterea acestuia. Ziua Internațională a Cărții pentru Copii a fost declarată pe 2 aprilie, data nașterii scriitorului danez care a rămas în istoria literaturii prin creațiile sale de bazme și colecțiile de povești pentru copii. Acesta, născut în Danemarca, este cel care s-a bucurat de o faimă recunoscută internațional de novelist, dramaturg, poet, dar și bun povestitor, contribuind astfel la literatura de la nivel universal. Încă de copil a încercat să își încerce norocul în diverse activități, fiind cântăreț, dansator, dar și actor, însă, odată cu publicarea primei sale novele, Improvizatorul, și-a confirmat talentul său de povestitor. A început prin a pune pe hârtie bazmele din folclor spuse de bunica și mama sa, ulterior a început să-și publice propriile povești. Primul volum a fost Bazme spuse pentru copii, publicat în anul 1835, și după acesta a început să publice cunoscutele volume de povești, bazme noi, din anul 1845, cele mai cunoscute povești fiind Prințesa și Mazărea, Mica Sirenă, Degețica, Rățușca cea urâtă sau Crăiasa zăpezilor. Andersen rămâne unul dintre scriitorii de marcă în privința istoriei, în privința poveștilor pentru copii. Alături de alți câțiva mari scriitori pentru copii, Hans Christian Andersen rămâne cel mai citit autor de povești și povestiri. De bună vestire, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic s-a aflat la mănăstirea Corbii de Piatră. Cu această ocazie, înalt preasfințitul l-a instalat pe noul stareț, părintele ieromonah Ioanichie Sturzeanu, care a fost ridicat la rangul de protosinghel. În ziua de cinstire a praznicului Bunei Vestiri, credincioșii au ajuns la mănăstirea Corbii de Piatră, unde au avut bucuria de a participa la Sfânta Liturghie, oficiată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. În final, chiriarhul a săvârșit slujba parastasului pentru ctitorii și binefăcătorii acestei vechi obști monahale. În cuvântul rostit, ierarhul argeșan a vorbit despre importanța praznicului Bunei Vestiri, amintind de planul pe care Dumnezeu l-a avut din veșnicie cu privire la mântuirea noastră. De asemenea, a fost evidențiat faptul că mănăstirea Corbii de Piatră adăpostește una dintre cele mai de preț comori ale României, primele fresce bisericești. Picturile zugrăvite în lăcașul rupestru au fost datate de istorici ca fiind executate la începutul secolului al XIV-lea. Ora pământului, știți când a fost? La Buna Vestire. Păi da, atunci ora pământului, foarte important, după ce a fost zidit pământul, ora pământului este vestea cea bună că Dumnezeu face, adică trimite așa, ne cercetează cu bunătate Dumnezeu, ne cercetează cu iubire și a trimis acea binecuvântare extraordinară pe care noi o găsim în Sfânta Treime care s-a coborât la noi
prin buna vestire arătată Maicii Domnului, când s-a vestit marea minune, nașterea lui Iisus Hristos între noi oamenii. Aceasta este o lucrare extraordinară, medicamentul cel care mântuiește. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, astăzi vestit așa, atât de frumos de Sfântul Evanghelist Luca. Sfântul Evanghelist Luca, mare apostol, mare scriitor, mare medic și mare pictor. Așa că dacă noi avem icoana pictată cu Sfântul Evanghelist Luca, așa cum avem noi, este prototipul icoanei pe care a pictat-o Sfântul Evanghelist Luca, a pictat, să spunem, vreo 12 icoane. Tradiția spune că este una așa nămăiește. Dar apoi avem și noi una la Corbi de Piatră. La împlinirea a 20 de ani de la redeschiderea mănăstirii Corbi de Piatră, înalt preasfințitul părinte Calinic Argeșanul a hotărât să instaleze un nou stareț în persoana părintelui ieromonah Ioanichie Sturzeanu, care a fost ridicat cu această ocazie la rangul de protosinghel. Vechiul stareț al obștei, părintele ieromonah Ignatie Gorunescu, a fost ridicat și el la treapta de protosinghel. Mai mult, chiriarhul a oferit medalia creștin-ortodoxă Sfânta Muceniță Filotea, unei vrednice enoriașe din comuna Corbi, numită Doina Sturzeanu, mama actualului stareț. De asemenea, Cătălin Sturzeanu, un bun meseriaș local, a primit medalia creștin-ortodoxă Sfântul Cuvios Ioanichie cel Nou de la Mușcel. Vă chemăm și pe dumneavoastră, cei care sunteți acum de față, dar și pe toți corbenii și pe toți iubitorii de biserică, de istorie și de frumos, să ne ajutați ca gândul înalt preasfințitului Calinic de acum 20 de ani să fie transpus în faptă și dus la îndeplinire, astfel încât biserica aceasta, acest minunat locaș de rugăciune cu istorie de aproape două milenii, după cum spune istoricul Constantin Aricescu, să fie restaurată, să fie îmbrăcată în haine de podoabă care să ne bucure și pe noi cei prezenți, dar și generațiile viitoare, multe sute de ani de acum înainte. Aflată la o distanță de aproximativ 33 de kilometri de orașul Curtea de Argeș, pe valea râului Doamnei, în localitatea Jdiaburi din comuna Corbi, așezarea rupestre este adăpostită într-un perete de stâncă înalt de aproximativ 30 de metri și lung de aproape 15 metri. Este de asemenea prima mănăstire de călugărițe din România. Din cauza condițiilor vitrege, călugărițele sunt mutate, iar mănăstirea devine de călugări. După ce a funcționat o perioadă ca biserică de mir, din anul 2003, la inițiativa înalt preasfințitului părinte Calinic, s-a reînnodat firul vieții monahale, întrerupt acum mai bine de 200 de ani. Jocul dintre ARO Mușcelul Câmpulung și CSC Suseni a fost în totalitate la discreția mușcelenilor și în acest joc Simon Măzărache și-a demonstrat clasa, marcând de 3 ori în poarta oaspeților. Liderul din Liga a 4-a Argeș, ARO Mușcelul Câmpulung, a primit vizita uneia dintre ultimele clasate CSC Suseni. Câmpulungenii nu au avut nicio jenă din a le administra celor din Suseni o corecție de zile mari, principalul pericol pentru poarta adversă fiind și de această dată Simon Măzărache. Talentatul fotbalist cu prezență în prima ligă a punctat de două ori în primele 10 minute ale întâlnirii de pe municipal, cea de-a doua reușită fiind una de kilogramă. A fost o fază care a ridicat puțin tensiunea tribunei, în care se află deja câteva sute de spectatori astăzi prezenți pe municipalul din Câmpulung. Centrare înaltă, minge bâlbâită și într-un final intră în poartă împinsă de Simon Măzărache în minutul 4. Asistăm la deschiderea scorului. Nevoia de a avea și dubluri, întrucât
extraordinară foarfecă a lui Simon Măzărache, care ridică scorul la 2-0 în minutul 9. În minutul 16, la o lovitură de colț, Marius Dascălu a prelungit cu capul și Claudiu Chirciu a îndeplinit o simplă formalitate, împingând balonul în poartă din apropiere. Cu câteva minute înainte de pauză, Marius Dascălu avea să majoreze diferența, asigurând liniștea pentru formația condusă de Ovidiu Tică și Alin Durdun, iar în minutul 65, tot Dascălu avea să puncteze pentru 4-0. Nu s-a împăcat cu ideea... Gol! Golul de 3-0, o deviere a lui Marius Dascălu și nu-mi dau seama dacă Claudiu Chirciu a fost ultimul care a atins balonul. Dascălu. Șut acum de la distanță, gol! O execuție a lui Marius Dascălu, care îl lasă pe golkeeperul oaspeților fără replică în minutul 40, așadar 4-0 în întâlnirea Aromușelul Câmpulung CSC Suseni. Pressing efectuat de George Neagu, care dă rezultate. Măzărache ciupește mingea și scapă singur spre poartă. Este în unghi închis, Măzărache pasează în fața porții și Marius Dascălu îndeplinește o simplă formalitate, urcând scorul la 5-0. Tânărul Andrei Cicu, intrat la pauză, a luat o minge pe cont propriu, a croșetat mai mulți apărători adverși, finalizând cu sânge rece în minutul 74. Dar jocul nu se putea termina până când Simon Măzărache nu avea să-și îndeplinească norma de 3 goluri pe meci, cea de-a treia reușită venind cu 3 minute înainte de final. Echipa tehnică a liderului a decis că nu e bine să forțeze. Slalom făcut de Cicu acum, șut și gol! Foarte frumos a driblat în cascadă Andrei Cicu, urcând scorul la 6-0. Măzărache scapă din nou către poarta adversă. Măzărache, șut puternic și gol! Își definitivează opera Simon Măzărache în minutul 87, urcând scorul la 7-0. Cu acest rezultat, Aromușcelul Câmpulung a rămas singura echipă din județul Argeș cu victorii în toate jocurile disputate, dar care are și un golaveraj de neimaginat. 97 de goluri marcate și doar 8 încasate. Sâmbătă și duminică la București s-au desfășurat întrecerile din cadrul campionatului național de probe combinate. Atleții de la LPS Câmpulung au reușit să adune la această manifestare 5 medalii. În perioada 25-26 martie, la București s-a desfășurat campionatul național de probe combinate la atletism. Și de această dată, sportivii de la LPS Câmpulung au avut o comportare semnificativă, reușind să obțină 5 medalii, dintre care una de aur, două de argint și două de bronz. Performerul acestei participări a fost din nou Jesus Armando Bănicioiu, care s-a clasat pe locul întâi cucerind medalia de aur la hexatlon Under 16 cu un total de 4015 puncte. Elevul pregătit de profesor Daniela Păcioianu vine să confirme o dată în plus munca și seriozitatea cu care se pregătesc tinerele talente la instituția de învățământ cu acest profil din Câmpulung. Medalii de argint au obținut Ionuț Ispășanu la heptatlon Under 20, care a acumulat un total de 4187 de puncte, și Andreea Tăbăcaru la pentatlon Under 20 cu un total de 3195 de puncte. Oana Sorete s-a clasat a treia în proba de aruncare a suliței Under 18, cu o aruncare de 34,54 metri, iar David Brândușoiu a terminat tot pe locul 3 la hexatlon Under 16 cu un total de 2931 de puncte. Comportări destul de bune cu clasări în vecinătatea podiumului au avut Constantin Dinescu, locul 4 la heptatlon Under 23, Emanuel Ciulin, locul 4 la heptatlon Under 20, Giulia Belciug, locul 4 la suliță Under 16,
respectiv Corneliu Bulucea, locul 6 la heptatlon, under 18. În etapa cu numărul 21 din Liga 4 Argeș s-a marcat la foc automat. În trei dintre cele 7 jocuri s-au înscris câte 7 goluri, iar media etapei a fost de peste 5 goluri pe meci. Etapa cu numărul 21 din Liga 4 Argeș a fost una extrem de productivă în ceea ce privește numărul de goluri înscrise. Aromușelul Câmpulung și Sola Grația Dragoslavele au înregistrat victorii cu scorul de 7-0, iar la Domnești s-au înscris de asemenea 7 goluri. Lereștenii lui Bobby Dascălu pare că s-au descătușat în fața celor din Bascov, în timp ce Speed Academy Pitești a câștigat în deplasarea de la Stolnici. Rezultatele etapei cu numărul 21, Liga a 4-a Argeș. Sola Grația Dragoslavele, viitorul Rucăr 2022, 7-0. Aromușcelul Câmpulung, CSC Suseni, 7-0. Mușcelul Lerești, Juventus Victoria 1992 Bascov, 4-1. CS Mioveni 2, Internațional Valea Iașului 2022, 2-3. Viitorul Bârla, ACS Costești, 1-2. CS Domnești, Delere Pitești, 6-1. Energia Stolnici, Speed Academy Pitești, 0-4. Partida Mușcelul Câmpulung Elit 2, ACS Poiana Lacului, a fost omologată cu scorul de 0-3. Mâine, în județul Argeș, cerul va fi în general senin, iar vântul va sufla slab. Termometrele vor înregistra temperaturi cuprinse între 0 și 10 grade Celsius. În partea de nord, la Rucăr și Nucșoara, termometrele vor indica 0 grade Celsius. La Corbi vor fi până la 4 grade, iar la Mușătești 5. De asemenea, 5 grade vor fi și la Aninoasa. La Coșești va fi ceva mai cald, aici termometrele vor indica până la 7 grade Celsius. La Câmpulung se menține vremea rece, termometrele vor înregistra doar 4 grade. În partea de sud însă va fi ceva mai cald, aici temperaturile vor crește până la 10 grade Celsius. La Ungheni și Izvoru, la Recea și Buzoiești, termometrele vor indica doar 9 grade. La Pitești, vremea va fi în general frumoasă, cerul mai mult senin și vor fi 9 grade. Și în Dâmbovița cerul se va însenina treptat, iar termometrele vor înregistra temperaturi cuprinse între 1 și 10 grade Celsius. În partea de nord va fi ceva mai rece. Aici temperaturile pornesc de la 1 grad la râul Alb. La Bărbulețu vor fi până la 2 grade Celsius, la Maluc cu Flori 4, iar la Voinești termometrele vor arăta până la 6 grade. În sud va fi ceva mai cald, până la cel mult 10 grade. La Mătăsaru termometrele vor indica până la 7 grade Celsius. La Vișina vor fi 10, la Uliești 9. La Corbi Mari și la Titu termometrele vor înregistra până la 10 grade. La Târgoviște, de asemenea, vremea va fi plăcută, iar termometrele vor arăta 8 grade. La noapte însă va fi destul de frig. Termometrele vor înregistra temperaturi negative, ce vor coborî până la minus 6 grade Celsius și sunt anunțate ninsori. Mâine însă cerul se va însenina. Termometrele vor înregistra temperaturi de până la 4 grade. Joi va fi ceva mai cald. Vor fi până la 10 grade Celsius. Vineri, temperaturile vor crește până la 13 grade, însă este posibil să plouă slab. Acestea sunt deocamdată informațiile, ne revedem mâine seară. Doamnelor și domnilor, încheiem aici grupajul informativ de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți alături de noi. Urmează o nouă ediție a emisiunii Credința Creștină. Vă doresc vizionare plăcută!